Mașina de spălat Alba Lux produsă la Cugir nu este piesă de muzeu. La această concluzie au ajuns consilierii locali din Cugir, care la finalul ședinței de consiliu desfășurată astăzi în localitate nu au ajuns la nicio concluzie. Mai precis, nu s-au decis dacă să înființeze sau nu un muzeu în acest oraș sau ce obiecte ar trebui expuse într-un astfel de spațiu. La finalul ședinței de Consiliu Local, domnul Voicu Aurel, fost consilier local și actual membru al Asociației Procugir, a adus în discuție și problema înființării unui muzeu în această localitate. Această inițiativă a asociației este atent analizată de o comisie a primăriei din Cugir, consilierii locali fiind dispuși să adopte un astfel de proiect doar în urma unor documentări amănunțite a listelor de inventar. Trebuie să obțin de la cetățeni și de la instituții bunuri potrivite pentru muzeu. Pentru aceasta, în general, s-a căzut de acord, parcă ar fi un consens, în sensul ca să fie repartizat în aceasta spațiul de la etajul 2, Clubul Copiilor, 7 încăpere. Dar pentru a avea convingere la acțiunea aceasta de obținere a bunurilor respective, solicit un document din care să rezulte că Consiliul Local sau Primăria, în principiu, recomandă sau este de acord sau stabilește ca spațiu cel puțin provizoriu acel care l-am enumerat mai înainte. Însă spațiul de la etajul 2 din clădirea Clubului Copiilor este însă un spațiu care nu aparține Primăriei Cugir și din acest motiv consilierii nu au putut lua o decizie în această privință. Nici nu s-a luat o hotărâre privind amplasamentul, să spunem, viitorului muzeu. Probabil că tacit, în urma vizitei care am făcut-o la Clubul Copiilor, tacit și având în vedere faptul că alte spații nu sunt disponibile, probabil că asta va fi, dacă toți membrii comisiei vor cădea de acord, asta va fi soluția. Însă pentru a demara proiectul, viceprimarul orașului Cugir este de părere că Asociația Procugir trebuie să pună la dispoziția Consiliului Local lista cu inventarul obiectelor care vor fi expuse. Problema este alta. Noi, la momentul acesta, Asociația Procugir n-a fost în măsură să ne pună la dispoziție, așa cum am solicitat, o listă a obiectelor propuse a fi expuse în cadrul acestui muzeu. Și dacă, așa cum s-au avansat ieri unele propuneri, vom vrea să expunem obiecte gen mașina de spălat rufe Alba Lux 4, atunci mă îndoiesc asupra calității muzeului respectiv. Până la această oră nu există nicio listă a obiectelor care ar putea fi expuse și nici a persoanelor care ar fi dispuse să-și doneze obiectele muzeului. În schimb, Consiliul este de acord să pună la dispoziția asociației un spațiu în clădirea Clubului Copiilor. La Clubul Elevilor, așa cum v-am spus și data trecută, putem pune la dispoziție 7 sări. Deci, suficient de mari, care nu se trebuie amenajate, ci trebuie cheltuieli serioase. Problema este în continuare analizată de o comisie a Consiliului Local, care va lua în calcul toate posibilitățile organizării unui spațiu dedicat obiectelor de muzeu.